Te salut, Interbroker, oriunde te-ai afla. Aș vrea să-ți împărtășesc un secret, un mare secret al agenților, al vânzătorilor de asigurări din lumea întreagă. Acest secret te va ajuta cu siguranță să îți crești productivitatea dacă vei fi dispus să-l pui în aplicare. El are două elemente. Agenții de vânzări de succes cunosc, stăpânesc tehnici de vânzare simple, rapide și cu mare impact și de asemenea sunt dispuși să le utilizeze frecvent și masiv în fiecare zi cu clienții și potențialii lor clienți. Și hai să-ți dau prima tehnică care poate fi folosită de către tine pentru a promova asigurarea de locuință de la City Insurance. Și tehnica funcționează cam așa. Să-ți suni clienții și să-i întrebi: domnule Popescu, vă rog să-mi spuneți dacă aveți la dispoziție în acest moment sume de bani pentru a vă repara apartamentul în situația în care vă inundă un vecin. Face o mică pauză, după care îi spui mai departe. De ce vă întreb? Pentru că puteți să aveți la dispoziție două polițe de asigurare, cea obligatorie și cea facultativă, în valoare de 20.000 de euro fiecare dintre ele, cu suma de 30 de euro pe an pentru amândouă. Cum vi se pare? Faci din nou o mică pauză și apoi îi spui: vă rog să-mi dați adresa ca să pot să vă trimit această ofertă spre analiză. Aceasta e toată tehnica și ce e foarte avantajos la polița de asigurare facultativă de la City Insurance este că e o poliță de prim risc. Cu alte cuvinte, orice daună până la parțială, până la suma de 20.000 de euro, va fi plătită de către City integral, chiar și în situația în care clientul, din orice motiv, să spunem că și-ar subevalua locuința. Cea de-a doua poliță, care poate fi vândută tot cu o tehnică foarte simplă și de impact, este Casco Cover, despre care știi, poliță care efectiv a rezolvat principala obiecție a clienților când vine vorba de asigurarea Casco, și anume cea legată de preț. Pentru că, după cum știi, Casco Cover are același preț ca și RCA-ul. După cum vezi, eu sunt în parc, aici sunt copii, lumea joacă tenis, da? E o lume extraordinară, sper să îți placă ceea ce auzi în jurul meu. Hai să facem tehnica. Domnule Popescu, aveți aici soluția RCA de la City, care costă 200 de lei pe an. Și în același timp mi-am permis să vă arăt și o ofertă pentru mașina dumneavoastră. Dacă tot sunteți dispuși să dați 200 de lei pentru a-i proteja pe alții, m-am gândit că ar fi bine pentru dumneavoastră să dați 200 de lei și pentru mașina dumneavoastră. De ce să nu dați acești 200 de lei și pentru mașina dumneavoastră? Cum vi se pare? Dacă cumva clientul o să-ți spună: știți, din păcate nu am la mine decât banii de RCA, aveți la dispoziție o soluție foarte bună, aceea de a-i propune să încheie polița pe 6 luni. Puteți să-i spuneți ceva de genul acesta: nu e absolut nicio problemă, haideți să încheiem polița RCA pentru 6 luni de la City Insurance și puteți pleca cu mașina asigurată imediat și mașina dumneavoastră, tot pentru 200 de lei. De ce? Pentru că această asigurare nu presupune inspecția de risc. Asta e tot InstaBroker pentru azi. Două tehnici simple care te pot ajuta să atingi obiectivul de 5.000 de lei prime facultative și la City Insurance și o creștere de 25% a primelor facultative tot la City Insurance raportat la luna ianuarie, astfel încât acel dar minunat care te așteaptă, setul de friptură la grătar și agenda business, să intre în posesia ta. Interbroker, îți doresc multă sănătate și voie bună și să ne vedem cu bine la următoarea transmisiune.